Bună seara, Vizi! Bună seara, bună seara! Sau Vizi Imre, pe care îl știm de acum câțiva ani de la Vocea României și nu numai, un artist complet, un producător, compozitor, songwriter. Lucrează cu noi toate studiourile. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bună seara, bine te-am găsit, bine v-am găsit! Tu ai lansat multe piese în ultimii ani, dar mai multe ai axat în afară de proiectul tău pentru alții. Scrii pentru alții. Da, așa este. Ești și la colaborări și cu Demoga Music și cu HaHa Production. Da. Da, iar și cu mai mulți, da. E mai profitabil, e mai ok? A fost mai ok în ultimii ani să fii în spate, să fii songwriter și producător? Măi, să știi că a fost o provocare. Nu pot să zic că e, cum să zic, nu pot să compar, că sunt două feeling-uri diferite, cântatul live și producția pentru alții, dar fiecare a fost o provocare foarte mare pentru mine, mai ales să încerc să fac muzică pop, că eu totul încercam să rezolv din acorduri, din muzică multă. Da, da, și da. Când am intrat, am ajuns în confruntarea aia cu, no, fă muzică din trei acorduri în așa fel încât să funcționeze. Exact. Aici este problema, știi? Asta poate. E greu. E greu să faci din trei acorduri, nu? Da. Celebrele acorduri după care s-a scris și Despacito, să zicem, nu? De exemplu, da. Da, într-adevăr. Așa este. Ai lăsat multe piese în ultimii ani, dar abia acum te-ai hotărât să mergi la Eurovision pentru tine, pentru proiectul tău. Cum s-a întâmplat asta? Măi, s-a întâmplat așa, subit, așa, fără, nu mă așteptam. Am văzut anunțul pe site-ul TVR-ului și zic, hai că am lansat o piesă, cred că se potrivește. Și am dat drumul, m-am înscris și am fost acceptat și cam asta e povestea. Nu am gândit-o foarte mult înainte, la fel cum nu am gândit-o nici în 2014 când am fost și am picat în final la Eurovision România și am ieșit pe locul 2 conform juriului. Fără să promovez nimic, că nu eram acasă, eram în vacanță. Și pentru asta sunt recunoscător și până în ziua de azi, că oamenii și juriul m-a votat atunci. Da, foarte tare a fost și atunci episodul. Da. Și consider că lucrurile care se întâmplă la Eurovision au fost sau sunt corecte? Tu cum privești? Sunt transparente? Cum... Eu cred că se încearcă să fie transparent totul, pentru că au avut o grămadă de scandaluri și... Păi de-aia zic, de ce s-au întâmplat scandalurile dacă nu ar fi fost și ceva adevărat? Da, probabil. Uite, eu am două experiențe cu Eurovisionul din 2014 și de anul ăsta. Eu n-am observat așa ceva. Adică mi se părea logic atunci ca Ovi și Paula să se ducă în 2014 să reprezinte România, pentru că ei deja au demonstrat odată că se poate. În alte dăți, nu știu, habar n-am. Eu acum încerc cu toate puterile mele să promovez această piesă, pentru că am un proiect în capul meu, am o intenție foarte mare de a promova România în țară și vreau să schimb mentalități nu cu piesa neapărat, dar prin prezența mea pe acolo încerc să schimb mentalități. Hai să vorbim despre piesa de astăzi. Sparrow se numește. Da. Rândunica, nu? Rândunica, ce să mai? Da. Despre ce e vorba în piesă? E pe feelingul de Eurovision. La ce s-a gândit artistul, dar și compozitorul Vizi Imre când a scris piesa? Am fost în Polonia și am fost într-o tabără de asta de creație și trebuia să scriem două piese pe zi. Și așa de tare m-am pornit că am ajuns acasă și nu m-am putut opri. Încercam să-mi induc tot timpul să scriu câte două piese pe zi sau măcar o piesă pe zi. Și am intrat într-o zi în studio, gata, fac o piesă și am observat, am început să mă documentez și am observat că foarte multe divorțuri, chestii urâte s-au întâmplat între cupluri în ultimii 2 ani. Și atunci eu am zis, hai să fac despre asta. Și mi-am indus o stare din care cu greu am ieșit după vreo două zile, eram mega trist. Dar cum adică ți-ai indus starea? Era ca și cum ți s-a întâmplat ție? Da, da, da. Eu pe hârtie sunt actor și am învățat chestia asta să intru într-o stare, numai că cum nu practic actoria, nu mai știam cum să ies din starea aia. Mamă, cum sună asta, incredibil. Da, serios. Și fără niciun ajutor. Adică e nu... undeva fantasy, SF, așa zici când ne uităm la un serial pe Netflix, cumva așa. În care autorul, care este și artist, se încearcă să se pună cât mai bine în pielea personajului despre care scrie, da. Și apoi nu mai iese de acolo. E foarte greu după aia să ieși, eram trist, Juji mă întreba, ce ai mă, care e problema ta? Și zic, nimic, e regulă. Și am scris piesa asta despre iubire imposibilă. E iubire imposibilă. Sparrow, una dintre piesele care s-au înscris la Eurovision și a fost acceptată. Îmi place că tu ai venit frumos la pachet astăzi, nu cu varianta originală, care e o piesă super slow, super lentă, da? Ci cu remixul. Da. Și nu cu un remix pe care l-ai făcut cu nu știu ce DJ, așa cum credeai tu, Vizi, că DJ-ii fac remixuri. Un remix făcut chiar de tine, un lucru care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Da, după aia m-a ajutat și Șerban Cazan ca să punem la rând, pentru că, fii atent, eu cum nu vin din sfera dance-ului neapărat, am lucrat pe Songwriter
copywriting, am lucrat pe proiecte dance, dar pentru mine niciodată. E prima oară că se întâmplă asta, nu? Da, pentru că niciun DJ cu care am vorbit nu m-a luat în serios. Ei știindu-mă cu chitara în mână. Da, și eram poftim și n-aveam timp, că veneam, trebuia să vin la emisiune și zic, hai că trebuie să fac un remix. Dacă tu ți-ai făcut imaginea asta în rândul artiștilor, studiourilor, producătorilor de greiere, nu vorba aia, omul cu acordurile, nici măcar nu le vine să creadă atunci când tu singur îți faci un remix pentru proiectul tău. Dar îmi place că te-ai gândit că, fiind vorba despre formatul Kiss Kiss in a Mix, ai venit direct cu remix astăzi. Da. O chestie care mi se pare genială. Noi ne gândeam când ai trimis zilele trecute pachetul cu piesa, zic, mamă, hai să avem și piesa audio, că încolo văd direct remix. Zic, wow, cât de profi e Vizi, ne trimite remix ca să fie pentru emisiune. Da, păi respectăm formatul, nu? Respectăm formatul, dar un lucru care se întâmplă mai rar, de obicei le cere noi să facă asta. Dar pe YouTube, pentru Eurovision, găsiți varianta oficială a piesei. Acum. Nefinală. Vă spun sincer, nu este finală varianta. De câte ori o să mai schimbi tu până o să fie finală? De câte ori e nevoie. Da, am mai întâlnit mulți producători care au tipicarea alea asta, să schimbe piesa până în ultimul moment, ar schimba-o chiar și când ar fi lansată. Da. Bun, hai să lansăm piesa asta oficial la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix. Varianta de remix pentru Vizi sau Vizi Imre, cum știți voi de la Vocea de acum câțiva ani. Piesa Sparrow Official Remix scrie aici, varianta radio, ne-ai făcut și Extended. Extended și radio, da. Da, păi acum... dacă am învățat ce e Extended, atunci am făcut și... Noi o să dăm acum varianta radio de remix a piesei Sparrow Vizi în premieră la Kiss FM. Boxele la maxim, sună foarte bine! Hey, down in Sparrow, I'll be missing you. If you ask me why, well, I don't have a clue. Hey there, little sparrow, you've been working hard. I think it's time to rest in your nest before you break my heart. Hey there, me sunshine, I know nothing about you. But when I hear your laughter, I'm smiling too. Hey there, me sunshine, I'm not over you. But you keep popping up in my life, and then you take the lie with you. Out of my life, but you turn up everything inside. Days are nights and nights are days. My feelings cut through all my veins. I try to write you out of my life, but you turn up everything inside. Days are nights and nights are days. My feelings cut through all my veins. Open it up, not a bit, but not a bit.
piesa lui Vizi Imre, Sparrow Official Remix. A venit cu remixul frumos la pachet, așa cum se face professional, nu? Da, da, da. Și cu un remix făcut de tine, pentru că cel mai... și Șerban Cazan să nu-l... Și Șerban Cazan, dar să știi că cel mai bun remix este acela pe care ți-l faci tu ție. Așa se pare. Împreună cu oamenii cu care lucrezi, desigur, în momentul respectiv, pentru că e un remix care sună cum vrei tu, nu întârzie, nu stai după el. Așa e. Nu stai după master încă 3 săptămâni și mai ales că timpul este scurt, pentru că ești presat cumva de calendarul Eurovision, nu? În momentul de față, da. Cum da, s-a așa întâmplat este. Cu Sting când a lansat piesa Desert Rose? Aveai o poveste. Da, da, tocmai ziceam că probabil pățesc și eu ca Sting, sper să pățesc și eu ca Sting, care... Sper. Așa, așa, sper să pățesc ca Sting, care la piesa Desert Rose a intrat pe radio cu remixul piesei și după aia cu varianta originală. Sper și eu să ajung la fel. Da. Noi îți dorim să pățești numai bine cu piesa asta, pentru că sună foarte bine. Îți dorim să fie baftă maximă cu ea la Eurovision. Presupun că ai și un pachet gândit pentru scenă, nu? Pentru show-ul vizual. Da, dar nu vreau să-l suprapopulez. Deci nu vrei să dezvălui încă. Nu e vorba de asta. Încă e în facere. Totuși, deși piesa, nici la piesa, cum ziceam, nu e forma finală, deocamdată am un act de dans pe care urmează să-l discut când ajung acasă și după aceea mai vreau să fac niște modificări la scenă, la cum arată totul. Ce o să ai în spate, ce o să ai de desubt, exact. Care e formula? Sper să am de desubt o scenă, știi? Am înțeles, dar vei cânta varianta înscrisă, cea oficială, da, cea slow, sigur, nu, sigur. Nu remixul, nu? Da, remixul nu știu dacă am voie să-l cânt acolo, cred că... Am înțeles. Trebuie să respect totuși regulile și să mă mențin în limitele... Aceeași piesă, nu? Să nu vii cu alta de fiecare dată. Da, da. Care sunt da. Următoarele etape în calendar pentru Eurovision? Următoarea etapă este foarte importantă. Din punctul meu de vedere este 9-10 februarie, unde se vor vota din 46, 20 de concurenți în semifinală. Da. 5 piese vor fi votate de către oameni și 15 de către juriu. În premieră cred că se va vota pe Facebook. Totul la vedere. Cum ziceai tu cu Eurovision, uite, deci transparență maximă de abia acum, după atâți ani. Păi, au implementat un sistem care oferă transparență maximă. Da, da, da. Ceea ce înseamnă corectitudine 100%, nu? Da, eu așa observ asta. Asta este mecanismul adoptat european complet? Nu știu asta. Sau numai la noi, nu știi asta. Chiar nu știu, dar îmi place ideea asta că totul e la vedere. Excelent. Și nu ascund nimic niciodată, adică orice ar fi, zic pe față public, oricum, nu au nimic de ascuns. Mi se pare foarte tare. Pe lângă piesa asta, Sparrow, pe care ești acum concentrat la maxim și e normal să fie asta, așa e. După Eurovision, ce mai pregătești pentru tine, pentru alți artiști? Pregătesc piese în limba română, de ceva timp. Opa! Da, 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 pentru că le datorez asta de prin 2013 fanilor mei. De-aia zic că n-ai mai scos de mult. Da, de fapt nu, din 2016 n-am scos o piesă pe română. Așa. Și în românește, de fapt. Și aș dori să fac mai multe piese în limba română, în engleză, am una pe italiană, am mai multe pe maghiară, am destul de mult. Ai un pachet complet acolo pentru anul ăsta. Chiar și una pe poloneză am. Wow, wow, wow. Da, Polonia este foarte activă din punct de vedere muzical, multe festivaluri, multe scene, multe clasamente în care se difuzează producțiile ale noastre, inclusiv. Foarte multă muzică românească și acolo se și produce muzică. Mi-ai spus că ai fost la un songwriting camp. Da, am fost la un songwriting camp și șoc cultural. M-a întrebat un chitarist din Varșovia, care n-are nicio treabă așa, tu ai auzit de Sandu Ciorba? Și am rămas așa poftim. Nu cred că știau despre asta. Și m-am uitat și a fost în topuri o piesă de-a lui Sandu Ciorba care se numea ceva cu... Nu mi-amintesc. Dar avea o piesă în topuri. Plus, oricum, în Polonia sunt prezente destul de multe case de... Cred că 2 sau 3 case de discuri românești. Cu artiști. Este o piață care s-a dezvoltat foarte mult în direcția asta de showbiz și e foarte ofertantă și multă muzică acolo se difuzează. Da. Excelent! Noi îți dorim să prinzi și acolo și nu numai acolo. Mulțumesc. Să-ți deschizi niște uși foarte mari cu aceste Eurovision. Mulțumesc pentru că ești un songwriter foarte talentat, un compozitor bun, un producător care, uite, își face și remixuri singur. Cânți foarte bine, noi te știm de mulți ani. Îți dorim multă baftă. Mulțumesc cu proiectul tău și, ca de obicei, pe final un mesaj sau o încurajare sau o urare pentru ascultătorii Kiss FM. Păi, tradiționalul, la mulți ani și votați-mă!
Foarte bine. Vizi Imre în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix cu piesa Sparrow. A venit și cu remix. Îți dorim multe baftă și ne mai auzim. Te așteptăm și cu celelalte piese, da? Da, absolut. Mulțumesc frumos. Seară faină, pa, pa! Pa, pa! Hai cu alte piese. Avem și remixul de la NoFX și încă o oră de party în seara asta de Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix la Kiss FM, your number one hit radio.